Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă prezint schița lecției Viața cotidiană în lumea romană. În lumea romană, viața cotidiană a variat în funcție de epocă. Contau, de asemenea, categoria socială, patrician, plebeu sau sclav, vârsta și sexul. Ceea ce toți romanii aveau însă în comun era respectul pentru familie și pentru virtuțile romane, norme și calități morale de care romanii trebuiau să țină seama de mici. Familia romană. Baza societății romane a fost familia. Aceasta era numeroasă pentru că reunea, sub același acoperiș, mai multe generații. Puterea absolută era deținută de bărbatul cel mai în vârstă din familie, pater familias. Acesta avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor familiei, soție, copii, sclavi, mai ales în perioada monarhiei și a republicii, aranja căsătoriile copiilor și deținea toate bunurile familiei. Rolul femeii era mai cu seamă acela de a se ocupa de casă și de copii până la 7 ani. Nu avea drepturi politice, dar putea ieși pe stradă neînsoțită și participa, alături de soțul ei, la jocuri, spectacole sau festivaluri. În perioada Imperiului, femeile dobândesc mai multe drepturi. Ele pot deține proprietăți, iar în cazul divorțului își pot lua înapoi zestrea. Augustus, care a domnit între anii 27 înainte de Hristos și 14 după Hristos, s-a străduit să întărească legăturile familiale și, prin urmare, virtuțile tradiționale romane. A încercat să diminueze numărul divorțurilor și să crească natalitatea, oferind ajutoare de stat familiilor cu mulți copii. Chiar a pus un impozit pe celibat pentru a încuraja căsătoriile. Soțiile unor împărați, nu de puține ori, au avut o mare influență asupra politicii romane. De pildă, Livia Drusila, soția lui Augustus, a fost un adevărat consilier pentru primul împărat roman. Ea avea aproape aceeași autoritate ca și împăratul. Un rol important în politica romană au avut și două dintre soțiile împăratului Claudiu, care a domnit între anii 41 și 54 după Hristos, Mesalina și Agripina, cea din urmă mama împăratului Nero, cel care a domnit între anii 54 și 68 după Hristos. Educația. Educația copiilor avea ca scop însușirea unor deprinderi și cunoștințe practice și integrarea în societate, dar și să îi deprindă pe copii cu virtuțile romane, generozitatea, cumpătarea, cinstea, demnitatea, supunerea față de autoritate, disciplina, respectul față de muncă și iubirea pentru învățătură. De la 7 ani, fetele și băieții romani, din clasele privilegiate, învățau să scrie, să citească și să se socotească. Cei din familiile de rând se duceau la școală, cei ai patricienilor învățau acasă cu un pedagog. De la 12 ani, băieții din familiile patriciene învățau greacă, citeau din autorii clasici, studiau matematică, geografie, istorie, retorică și oratorie pentru a putea ține discursuri în public. Majoritatea se pregăteau pentru o carieră politică sau juridică. Jocurile celor mici. Copiii romani aveau o mulțime de jucării. Fetițele aveau păpuși din lut ars sau lemn și material textil cu membre mobile, cărora le puteau schimba hainele, seturi de masă și obiecte de mobilier în miniatură, fabricate după posibilitățile familiei din lemn, ceramică, argint sau fildeș. Băieții aveau săbii, care și cai de lemn, diferite tipuri de mingi și cuburi pentru construit. Copiii, fete și băieți, se jucau cu cercuri pe care le rostogoleau cu ajutorul unui băț, săreau coarda sau se jucau de avați ascunsele. Jocurile adulților. Timpul liber era ocupat de obicei de jocurile publice, organizate de stat sau de persoane particulare, pentru a sărbători victoriile și pentru distracție. Puteau fi alergări de cai, curse de care, exerciții atletice, piese de teatru, lupte între animale, competiții navale sau lupte de gladiatori. Reprezentațiile se desfășurau în circuri, amfiteatre, la teatru, pe stadion sau în bazine special amenajate pentru simularea unor confruntări navale. Jocurile reprezentau o parte importantă a vieții romanilor. În primul rând, de o mare popularitate se bucurau jocurile cu gladiatori, sclavi puși să lupte pe viață și pe moarte pentru distracția publicului. Pe lângă acestea, existau întreceri sportive care se desfășurau în circ, o arenă special creată pentru acestea. Cel mai mare circ din Roma a fost Circus Maximus. Acolo se organizau, în special, întreceri de care, trase de cai, lupte greco-romane sau alte jocuri războinice. Spectatorii pariau pe posibilul câștigător sau jucau zaruri foarte populare. Teatrul și termele. O altă formă de petrecere a timpului liber era teatrul. Romanii apreciau teatrul pe care, la fel ca multe alte lucruri, l-au împrumutat de la greci.
foarte celebru a fost la Roma, Teatrul lui Marcellus, unde se jucau piese grecești sau piese scrise de autori romani, precum Titus Macius Plautus sau Publius Terentius Afer. Cei care voiau pur și simplu să se relaxeze, frecventau termele, băi publice. Vă mulțumesc pentru atenție!